Bun găsit, doamnelor și domnilor! Temperaturile din această noapte vor fi în creștere ușoară față de cele din noaptea trecută, așadar nu mai vorbim de ger, vor fi minime cuprinse între minus 4 și plus 5 grade, iar mâine vor fi valori pozitive peste tot, valori peste cele normale pentru data la care ne aflăm. Se pot înregistra maxime de la 2 și până la 10 grade. Însă vor fi înnorări mai persistente în vest, nord și centru. Înnorări temporare vor fi în sud și în sud-est. Se așteaptă precipitații mixte în regiunea Maramureșului, dar și în Carpații Occidentali și în Carpații Orientali. Pe creste însă vor fi chiar ninsori. Pe când în zona Banatului, a Crișanei, dar și în regiunea Transilvaniei, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie. Pe locuri se poate forma poleiul, iar vântul mâine va fi intens la munte. Pe creste vor fi rafale de 60-80 km pe oră, iar în regiunile din sudul, estul sau centrul teritoriului, vântul va sufla cu rafale de 35-45 de km pe oră. În capitală, mâine se așteaptă o maximă de 8 grade, cerul va avea înnorări trecătoare, iar vântul va avea ușoare intensificări, cel la rafală pot atinge 35-40 de km pe oră. Duminică va fi vreme destul de caldă pentru data la care ne aflăm, vor fi maxime de la 5 până la 13 grade. Vor fi totuși înnorări și condiții pentru precipitații mixte în zona de munte, dar și ploi în vestul, nord-vestul și centrul teritoriului. Vântul va mai prezenta intensificări, în special în zona montană înaltă. Cât despre capitale, e bine, aici vremea se încălzește simțitor. 12 grade anunță meteorologii, vor mai fi înnorări trecătoare, dar se va arăta și soarele, vântul se domolește, va avea o prezență moderată. Cam atât despre vreme, weekend plăcut vă doresc!